Ileana Sterp își dorește să facă o mare bucurie unei viitoare mirese din comunitatea sa, donându-i rochia de mireasă purtată chiar de ea în ziua în care s-a căsătorit cu Daniela Loman. Cu doar câteva ore în urmă, Ileana Sterp a făcut o surpriză neașteptată tuturor fanelor sale din mediul online, tânăra mămică a decis să-și doneze rochia de mireasă uneia dintre admiratoarele sale, pe care să o poarte în ziua nunții ei. Sora lui Culiță s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Daniela Loman, în anul 2019, însă a decis să facă o mare bucurie unei tinere care și dorește să strălucească în ziua în care se mărită. Dar dacă ține foarte mult la rochia sa de mireasă, pe care a purtat-o cu atâta drag în ziua nunții, a decis să o ofere, fără să ceară nimic la schimb, unei admiratoare. Ileana Sterp a mărturisit că una dintre acțiunile care îi aduce cea mai mare satisfacție și împlinire în viață este să ofere lucruri și să aducă bucurie oamenilor din jurul ei. Propria rochie de mireasă este cu adevărat un cadou special, motiv pentru care deja s-au arătat interesate să intre în posesia ei foarte multe femei care urmează să ajungă în fața altarului. Ileana Sterp a decis să nu ceară nici măcar un leu pentru rochia pe care a purtat-o în ziua nunții sale, ci l-a cerut acelora care și-o doresc să scrie în secțiunea de comentarii adevăratele motive pentru care ar vrea să fie ele cele care vor câștiga, dar și să-i urmărească contul de Instagram. În funcție de cât de emoționată va fi de răspunsul primit, Ileana Sterp va lua o decizie. Marea câștigătoare va fi anunțată pe data de 30 iunie. Pentru că iubesc să ofer, m-am gândit să donez rochia mea de mireasă. Da, atunci când ofer sunt foarte fericită, e un sentiment unic, de mult îmi doresc să fac ceva cu rochia mea de mireasă pe care am îmbrăcat-o cu atâta dragoste. Astăzi m-am gândit că trebuie să ajungă la una dintre voi, o fată din comunitatea mea care urmează să se căsătorească sau care cunoaște pe cineva în această situație. Aș fi cea mai fericită să văd rochia purtată de o fată care cu adevărat și-o dorește. Rochia este curățată, arată foarte bine și este mărimea 40-42, se poate modifica pentru o mărime mai mică. Voi trebuie doar să mă urmăriți pe acest cont Aron Sterp Ileana și să lăsați un comentariu în care să-mi spuneți de ce vă doriți rochia. De asemenea, puteți să vă etichetați în comentarii prietenele care credeți că s-ar bucura să fie câștigătoare. Extragerea va avea loc pe data de 30 iunie. Baftă! Abia aștept să aflu câștigătoarea. Vă îmbrățișez! A scris Ileana Sterp pe Instagram.